Doamnelor, domnilor, avem până în momentul de față două echipe care nu s-au calificat în competiția The Best din 17 prezente aici în studio. Este vorba despre echipele Colegiului Tehnic Forestier din Câmpina și, din păcate, Colegiul Național Nicolae Iorga de la Vălenii de Munte, nici el nu s-a calificat. Am ajuns la liceul cu numărul 18 și mai sunt licee care vor veni aici în studio și săptămâna viitoare. Rămâneți așadar alături de noi. Continuăm așadar preselecțiile cu o echipă de aici din Ploiești. Este vorba despre echipa liceului Victor Slăvescu. Bună seara, copii! Bine ați venit! Seara. Bună seara! Ați venit cu lecțiile învățate de acasă, da, cu plămânii încărcați. Da. Ce mai faceți voi? Un concurs pe teme de cultură generală. Pentru prima dată participați, da, la o astfel de competiție. Da. Într-adevăr, o provocare pentru noi. Atât pentru, din faptul că niciunul nu a mai participat și liceul nostru este un liceu cu profil economic și chiar ni se pare o provocare. Ți-a aparținut ideea de a te înscrie în această competiție, da, Alina? Da. Ai vrut cu tot din adins. Da. Tu ai mai urmărit și edițiile trecute? Da. Și? Și mi-am dorit să participi. Ai răspuns așa la unison cu cei care erau pe scenă? La, da, întrebări? Da. Te-ai și am învățat foarte multe lucruri. Asta cu siguranță. Și vei căpăta și o experiență frumoasă fiind implicată direct în competiție, iată, începând din acest moment. Tu? Un concurs pe teme de cultură generală. Da. E o provocare? E o experiență? Da, chiar foarte mare, deoarece abia am ajuns în liceu și când am aflat că se va ține concursul, chiar am vrut să particip. Andreea, te-ai dus tu la doamna profesoară și ai spus: doamna profesoară, vreau și eu să merg la The Best? Nu, ne-a fost prezentată la toate clasele și am ales. Am fost mai mult și eu am fost selectată elevi. Și ai zis, de ce nu? Da. Va fi o experiență, în primul rând, va fi o experiență interesantă. Pentru tine? Este prima oară când particip la acest concurs și, în primul rând, am venit ca să-mi testez cunoștințele de cultură generală. Spune-mi sincer, înainte de aceste preselecții, te-ai mai pregătit la școală, acasă, ai mai răsfoit așa manualele? Nu știu. Da, da. Am jucat un joc online. Așa, ai răspuns la întrebări. Am răspuns la întrebări, da. Cum te-ai descurcat? Am răspuns corect la unele întrebări, iar la altele am greșit, pentru că nimeni nu este perfect. Corect. Tu ce domenii stăpânești? Bine și foarte bine. În primul rând, științele e cel mai bine. Iar, ca să spun așa, istoria și cu geografia nu prea sunt bun la... Le lăsăm pe fete la istorie, da, și la, da, geografie? Da, da. Vă las vouă științele și sportul? De, da, acord, Remus? Da. Tu pe ce domenii așa? Matematică și științe, sport, puțin arte. Deci am zis bine. Da. Da? Da. Fetele, ați înțeles. Română, istorie, geografie, băieți, matematică, sport și arte, iată, spune Remus. Începem cu întrebările? Da. Mai discutăm după? De acord? Da. Dacă, da, vreți, noi mai povestim. Dacă... Să trecem la întrebări. Să trecem la întrebări. Asta spuneam și noi. Spuneam și eu. Prima întrebare pentru liceul Victor Slăvescu. Te rog, Adelina. Întrebarea cu numărul 8. Întrebarea cu numărul 8. Fiți foarte atenți. Întrebarea cu numărul 8 sună în felul următor. Gazul nobil cel mai răspândit în atmosferă este... Varianta A, argonul. Varianta B, neonul. Varianta C, criptonul. Varianta D, xenonul. Vă dau și bilețelul cu întrebarea și variantele pentru a putea reciti. Aveți un minut la dispoziție pentru a-mi da răspunsul. Avem răspunsul? Sunteți siguri? Da. Eu vă mai las, dacă vreți. Avem răspunsul. Avem răspunsul, oprim cronometrul, nu mă pun cu voința voastră. Vă ascult. Varianta corectă este A. Varianta corectă, gazul nobil cel mai răspândit în atmosferă, spuneți voi că ar fi argonul. Da. Și bine spuneți, pentru că aveți un prim răspuns corect. Mergem mai departe. Lasă hârtiuța pe masă. Următoarea întrebare. Întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 2. Ia fiți atenți. Teoreticianul modernismului românesc a fost varianta A, Titu Maiorescu, varianta B, Eugen Lovinescu și varianta C, Nechifor Crainic. Poftiți bilețelul. Teoreticianul modernismului românesc, să fi fost Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu sau Nechifor Crainic.
Un minut, mai aveți 45 de secunde. Citiți bine întrebarea, citiți bine variantele. Avem răspunsul? Măi, dar voi nu pierdeți timpul deloc. Nu. Bun, atunci oprim cronometrul, da? 100% sigur. Da. Vă ascult. Răspunsul pe care noi îl considerăm corect, varianta este B. Voi spuneți, măi copii, că teoreticianul modernismului românesc a fost Eugen Lovinescu, da? Da. Iar eu spun că voi spuneți bine. Încă un răspuns corect pentru echipa liceului Victor Slăvescu și mergem mai departe, să rămânem așa în stare, nu? Biletul numărul 24. Biletul cu numărul 24. Atenție! Celulele care și-au păstrat forma inițială sunt varianta A, celulele musculare, varianta B, neuronii, varianta C, celulele cartilaginoase și varianta D, celulele osoase. Celulele care și-au păstrat forma inițială. Este vorba despre celule musculare, despre neuroni, despre celule cartilaginoase sau despre celule osoase și mai aveți 35 de secunde. Avem răspunsul? 28 de secunde. Sigur? Da. 100%? Da. Eu fac datoria așa, zici că sunt un robot din ăla. Ok, atunci oprim cronometrul, vă ascult. Ia să vedem, ce variantă ați ales? B. Ați ales varianta D, celulele osoase, din păcate nu ați ales corect de data aceasta. Varianta C era cea corectă, celulele cartilaginoase. Dar noi mergem mai departe. Pentru că nu vrem să pierdem timpul, nu-i așa? Da. 6. Întrebarea cu numărul 6 pentru voi. Ia fiți atenți. Unul dintre dispozitivele interferențiale clasice se obține prin tăierea unei lentile convergente în două jumătăți după unul din diametre. Acest dispozitiv a fost realizat de varianta A, Young, varianta B, Fresnel, varianta C, Bier. Și vă dau imediat și întrebarea cu cele trei variante. Ce facem? Oprim cronometrul? Da. Nu mai stăm? Nu. Nu ne mai gândim? Nu. Nu ne mai gândim atunci. Oprim cronometrul. Vă ascult. B. Voi spuneți că Fresnel, din păcate nu. Varianta corectă era C. Bien. Îmi pare rău. Un răspuns greșit. Două corecte, două greșite până în acest moment. Avem personajul pe care... Rubrica, de fapt, pe care voi deja o cunoașteți, în secundele următoare, pe monitor va apărea un personaj. Vă uitați foarte bine la el sau la ea și îmi spuneți cum se numește. Ia să vedem, ia să vedem. Studiați foarte bine această fotografie și îmi spuneți despre cine este vorba. Cine să fie, cine să fie. Și mai aveți 28 de secunde pentru a vă gândi. Uitați-vă încă o dată la fotografie. Nouă secunde. 4, 3, 2, 1 și oprim cronometrul. Încercăm un răspuns? Încercăm Bogdan HD-ul. Încercați voi Bogdan Petricei cu HD-ul, da? Haideți să vedem despre cine este vorba.
Ei bine, nu este Bogdan Petricei cu HD-ul în această fotografie, este Petre Ispirescu, născut în anul 1830, a fost un editor, folclorist, povestitor, scriitor și tipograf român. Este cunoscut mai ales datorită activității sale de culegător de basme populare românești, pe care le-a repovestit cu un har remarcabil. Deci, în această imagine, dragilor, este Petre Ispirescu. Dar noi mergem mai departe cu întrebarea cu numărul 6 pentru voi. 12. 12. O întrebare. Remus, tu spuneai că te pricepi la arte, nu? Da. Acum ce faci? Dai înapoi? Erai hotărât. Spuneai că tu stăpânești foarte bine domeniul arte. Ia fii atent. Fiți atenți. Clasicismul muzical al secolului al XVIII-lea este recunoscut în istoria culturii europene și sub denumirea de varianta A, umanism, varianta B, iluminism, varianta C, baroc, varianta D, renaștere. Aveți 23 de secunde la dispoziție. Avem răspunsul. Sigur, da? Da. Bun, hai, oprim cronometrul, că oricum a expirat timpul. Te ascult. De. Varianta D, renaștere, spuneți voi. Ei bine, clasicismul muzical al secolului al XVIII-lea este recunoscut în istoria culturii europene și sub denumirea de iluminism. Sunteți surprinși? Nu. Mi-am amintit. Ți-ai amintit acum? Da. Ții minte pe viitor, da? Da. Mergem mai departe, fiți foarte atenți, mai avem 4 întrebări, iar voi pentru a vă califica din aceste 4 întrebări trebuie să aveți neapărat 3 răspunsuri corecte, da? Așa că mobilizați-vă și mare, mare atenție. Întrebarea cu numărul 7, Adelina. Emoțiile. Lasă-le, dă-le deoparte. 9. 9. Ia, fiți voi atenți. Prima rafinărie de petrol din lume a fost construită în România. În 1856, până aici știați, da? 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 Sau? Da. Ok. În localitatea, varianta A, Onești, varianta B, Râfov, varianta C, Brazi și varianta D, Pitești. Succes! Mulțumim. Prima rafinărie de petrol din lume, construită în România în 1856. În ce localitate? Onești, Râfov, Brazi sau Pitești? Mai aveți 7 secunde la dispoziție. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avem și un fluture alături de noi. Îl ignorăm atât cât putem. Haideți să vedem ce ați răspuns. Ce? Mă gândeam că o să spuneți ce, că primul lucru care vă vine în minte, prima localitate este Brazul. Din păcate nu. Țineți minte, prima rafinărie de petrol din lume a fost construită în 1856 în localitatea Râfov. A știut vreunul din voi? Da. Care? Păi am stat toți în cumpără. Tu? Nu te-au ascultat, fetele. Da. Asta este. Fiți foarte atenți. Încă 3 întrebări. Pentru a vă califica, la toate 3 trebuie să răspundeți corect.
Da? Mare atenție. Vă spun eu, mai aveți două întrebări din gramatică. Patru. Patru. Cuvântul subliniat din enunțul "au venit 5 elevi" are funcția sintactică de: varianta A, atribut adjectival; varianta B, complement direct; varianta C, subiect. Au venit 5 elevi. Atribut adjectival, complement direct sau subiect? Ne scuzați, care este subliniat? Voi citiți foarte bine întrebarea și variantele eu nu pot să... Ia să vă aud. B. Spuneți voi B, complement direct? Sigur? Au venit 5 elevi. B? Sincer, n-am știut care este cuvântul sublinie. A spus bine. V-am prelungit și eu un pic emoțiile. Asta este, acum e da. Și mai avem o întrebare. V-a reușit. 3. 3. 3, tot din gramatică. Substantivului sunt specifice următoarele categorii gramaticale. Varianta A, caz, număr, gen. Varianta B, număr, caz, mod. Varianta C, număr, timp, gen. Substantivului sunt specifice următoarele categorii gramaticale. Ia să vedem. Caz, număr, gen, număr, caz, mod sau număr, timp, gen. Și mai avem 30 de secunde. Am ales. Aveți răspunsul? Da. Bun, atunci oprim cronometrul pentru că avem răspunsul. Vă ascult. A. A, caz, număr, gen. N-are mod substantiv? N-are. N-are. Ați răspuns corect. Bravo. Măi, dar ușor vă speriați voi. Bun, într-adevăr, substantivului sunt specifice categoriile gramaticale, caz, număr și gen. Și mai aveți nevoie de un răspuns corect. Da? Încă n-ați. Încă nu puteți răsufla ușurați pentru că aveți una, două, trei, patru. Cel de-al cincilea răspuns corect pe care voi trebuie să-l dați face referire la un personaj pe care îl veți vedea, îl veți studia și îmi veți spune cine este. Ia să vedem ce personaj avem pregătit pentru echipa de la Victor Slăvescu. Uitați-vă bine, dincolo de mustață, dincolo de păr, dincolo de aparențe. Sunt personaje fie din literatură, fie din sport. Și mai avem 5, 4, 3, 2, 1, nu pot să cred. Nu pot să cred că nu, sau mă rog, poate știți, dar așa păreți puțin debusolați. Cine este în această imagine? Haideți să mai vedem o dată imagine. Doar imagine. Doar imagine. Ia să vă văd. Hai, cine încearcă? Unul din băieți.
Da? Că spuneați că vă place sportul. Hai, curaj! Încearcă. Încearcă, dar vezi că încercarea vă costă. Știu. Haide, mai dați-l o dată fotografia. Hai, v-am zis, uitați-vă dincolo de mustață și de păr. Haideți că voi spuneați că nu vreți să pierdeți timpul. Vedeți că e definitoriu acest răspuns. Zic eu. Zici tu, hai. Hagi. Nu. Oh, Doamne! Nu poți să-ți retragi cuvintele, din păcate. Eu zic că nu este Hagi. Ce? Eu zic că este Ion Țiria. Ah. Vedeți? Acum îl știți, nu? Da, l-am văzut de dimineață și... L-ai întâlnit de dimineață? Nu, am făcut un test și era tot așa. Aceeași fotografie, da, de dimineață. Și da. Acum n-ai recunoscut-o. Și eu ce să mai zic? Și eu ce pot să zic? Deci este vorba, mai dați o dată fotografia, Ion Țiriac, născut la data de 9 mai 1939 la Brașov. Este un fost jucător profesionist de tenis, român, jucător de hockey și actualmente un influent om de afaceri în Germania și România. Acum îl recunoașteți, nu? Da. Iar tu mai bine, ție ți se aplică vorba, dacă tăceai, filozof rămâneai. Să-mi spui că ai văzut această fotografie de dimineață, probabil și cu numele, da? Iar acum, seara, nu mai recunoști personajul? Ce să zic? Nu mai pot să mai zic nimic. Încercam să mă uit dincolo de mustață și de frizură. Și voi, dincolo de mustață și de părul acela, voi l-ați văzut pe Hagi? Este răspunsul pe care mi l-ați dat? Nu. Ok. Ce să zic, copii? Aveți 4 răspunsuri corecte. Din cauza domnului Țiriac, pot să spun, din cauza domnului Țiriac? Dar totuși eu vă felicit pentru curaj, pentru răspunsurile bune pe care le-ați dat, pentru faptul că ați știut foarte bine să lucrați în echipă, pentru faptul că sunteți niște copii frumoși și succes pe mai departe. Care sunt impresiile voastre? Hai, interesant. Te las pe tine, ultimul cuvânt. Văd, spune că ne-am grăbit. Ei, data viitoare cu siguranță va fi mai bine și data viitoare Hagi nu va mai fi Țiriac și nici Țiriac. Cu siguranță. Cu siguranță, da? Vă mulțumesc, copiii, vă doresc succes pe mai departe în tot ceea ce veți face voi și vă mai aștept la The Best cu prima ocazie. Da? Doamnelor și domnilor, a fost cea de-a 18-a echipă care participă la preselecție, echipa liceului Victor Slăvescu din Ploiești. Din păcate, Țiriac le-a cam dat de furcă copiilor de la Victor Slăvescu. Au acumulat 4 puncte din 10 întrebări pe care le-au avut la dispoziție. Noi ne revedem luni cu alte 3 echipe care vor participa la aceste preselecții. Până atunci, o seară plăcută și un weekend plăcut vă spun de pe acum. La revedere!